Revin dacă mânc. Nu. Mânci tu. Nu, ce mânc eu. Băi, sunt o bine bun. Scuzați mă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog. Așa. În vlogul de astăzi o să facem o expediție în munții Himalaya, pentru că vrem să fim primii oameni care îl descopere pe Yeti. Nu, am glumit. Suntem în munții noștri Retezat și facem prima noastră drumeție pe munte. Eu alături de Denisa și de, bineînțeles, aici Bizonul, care e expert în expediții montane. Ai legitul nostru cum ar veni. Vedem acum unde ne duce, dacă supraviețuim traseului cu bine sau nu. Bă, bă, de ce nu merg cu măgarul, bă? Chiar că, uite, povesteam aici cu domnul inspector, domnul ghid, Bizonul, cum ar fi un traseu pe Himalaya, că el vrea să îl facă. Facem o afacere să cărăm cu măgari. Da. Și că acolo oamenii se iau măcar numai un pic, că noi luăm traseu și să nu care mult. Eu mă gândeam acum, am o idee sclipitoare să ne facem milionari în euro. Să ducem măgari la poalele muntelui acolo la Everest. Și care cum vin, bă, vreți să cărați mai multă mâncare, te-ai măgarul frumos, $2000 pe zi, măgarul chiriat. Cu un fracar, are 20 de kg de mâncare, mâncare la toată gașca. No, gata, să nu ne furați afacerea, că am cer dreptul de autor. Ce frumos îți găsim pe aici, tacon de pin, frumos. Le-au acasă, îți pun acolo pe noptier, că trebuie să-l vezi. Să simți minos de brad, să prinzi energie dimineața, bun. Și aici am găsit o ciupercă. Nu mă presiu cu ciupercile, dar asta pare a fi destul de fain așa la culoare. Acum, oricum o să o țără nebun. Ori nebunez mai tare, ori revin dacă mânc. Că nu mânc. Nu mă o țără. Să mânc? Nu. Mânci tu. Nu, ce mânc eu. Păi stai un pic, eu am venit aici să trăiesc în sălbăticie, cu ce găsesc pe aici. Cu Denisa Coțolan. Știi, busy. Produse de la Lidl. Bă, eu am mâncat aproape tot, am mâncat-o și cu praf pe ea. Bună. O să la cu pământ pe ea, cu ăla. Poate îmi cresc aripi. M-a murit. Auziți unul, a bătut recordul. A alergat câți? 24 de ore pe nisip. 24 de ore pe nisip, câți kilometri? 200. Mă depășim, mă, am făcut 199 de kilometri. Am găsit acum cheia succesului. Am găsit cheia succesului. Aia n-am mâncat. Asta e de asta ca în desene, de aia cu roșu, puncte albe. Oameni buni, ne apropiem de adevăr. Am ieșit din pădure, la lumină. Ia uitați ce fain se vede pe acolo. Ăsta vine apă, după câte știu eu. Și o plantă mică, tot crește și ăsta. Uite, ăla are 4 metri acolo și ne apă, nu. Știi că ăsta e de la mic, crește mic și se face tot mai mare. Hai de mine. Da. Cam cât mai avem? Or, lejer. Nu știu să mă fac de aici, că e tot foame. Tot mai arunc așa, las pe cărare câte o bucată de mâncat. Bă, ce neserios ești. Deci, am găsit un rahat aici, un răhățel. Nu știu de ce o fi, nu? Să fie de lup, e de urs, mă, de lup. De ce o fi? Stai să gust, să văd. E de maimuț. Bine ați venit la tehnici esențiale de supraviețuire cu Bear Grylls. Mm-hmm. Uitați ce frumos e izvorul ăsta aici. No, asta chiar că e apă cu minerale, cu proteine, cu vitamine, cu toate cele. Da. Hai ce faci să vezi aici.
nu se vede încă. Îmi place. Oameni buni, ne apropiem tot mai tare de adevăr. Avem poate vreo jumătate de oră, cel mai bine. Și ne-am potrivit aici să luăm masa. Am consumat multă energie. Stăteam așa și ne gândeam. Cred că după masa asta o luăm la vale. Ce zici, Bizi? Vedem noi. 5 minute tragem pe dreapta. Auzi, mi-e frică că dacă mâncă eu la vale. Dar și dacă nu mâncă, îți mor de foame. Decât să îmi pară rău, mai bine să-mi fie rău. Să calmezi, să calmezi, să calmezi, ce mai am o plângere. Ai o plângere bună. Nu, auziți-mă, oameni, ce pot să-mi facă Denisa. Eu am cărat Grozdanul cel mai greu, cu mâncare cea mai mult, după cum era și normal. Așa. Acum că ne-am oprit să mâncăm, s-a mai ușurat Grozdanul un pic, pentru că am mâncat toți trei din el. Și dacă s-a mai ușurat, s-a mai și făcut loc în el. Denisa, bineînțeles că s-o gândit să nu... Să aibă grijă de mine, să mai îmbage în el. Și-o scos din ghiozdănelul ăla mic al ei, care și așa nu era greu, și-o scos din el și-o băgat-o la mine. Nu cumva să-mi vrut spațiu gol. Ia să meargă relaxată, doamna, ca o divă. Se pare normal. Deci, crasi eu, bă, mi s-o mai ușurat și mie ghiozdană. Acum mai e mai greu. Da. Sper că l-am băgat și pe ei. Da, chiar că. E bine, nu mai te duc în spate. Bă. Haine, mai ai, mâna mea, e ok. Hai să duc pe tine în spate. Sunt tot vii cu colegii ăștia de drumeție. Ai, mai zice ceva? Dar aici nu mai e nimic de zis. Uite ce mai se vede pe pietrele astea, mai. Știi bine că pietrele astea le-au dus cu elicopterul în China. În fiecare. Fiecare cu elicopterul, mama, anul trecut. Și pe tine recunoaște. N-ai urcat atâta. Nu m-am dus cu excavator. Am găsit afine, oameni buni. Și mânc. Am văzut pe potecă, niște căcat de urs înainte. Și era tot negru, adică de la afine. Nu. Urmează și la mine după afine, la asta sănătoasă. Am mâncat ciupercă afine. M-a luat vitaminele pe ala. Stai să-ți mânc de asta, să arăt ce fain. Vedeți, oameni, aici, afine. Afine adevărate, nu de alea de magazin, la vrăjeală. Deja simt cum... Deja îmi dau drumul la brațe. Fii atent. Astea? Oare, dacă le plantez acasă, oare... Oare dau rog? Ce zic? Ce zici? La vali, e? Da, e bine. Păi ia-le! Nu vreau să le iau, ține! Ține că le mânc așa. Am înțeles. M-ai trezit. Și... Nu vorbești. Ți-o tras pe cur, nu. Bun, am luat-o. Și am rămas noi. I-am cupa acolo, Bizi. Uite până ne urcăm. Hai să vezi unde am urcat. Eu. De acolo, pe cărarea aia venim. Și aici urcăm. Te pupăm și noi, pa! Vine! Robi! Sunt power! Da. Ca la muntele lui, trecerea prin tunel. Să nu te zici că pic în cap. Stai! E bine, nu ai găsat, nu tu ai vrut să meargă în Ghiozdanul. Nu, tu ai vrut să te zici să pic eu în bot. Hai să merem. E mai mare? Aici pare mai interesant. Hai acolo, de la. Două vorbe atât vreau să vă spun. Eu față de voi sunt un bine bun. Scuzați-mă că știa trebuia să o zic. Dați-vă și voi un pic. Când mi s-au bulvar să se lagă.
Mă, oameni, se primă aici de un lac. O, cum vedeți, asta e prima dovadă, apa e rece ca gheața. Și având în vedere că suntem sportivi, deocamdată amatori, dar pe viitor sperăm să fim profesioniști, o să facem, adică ne-am apucat, eu am apucat să fac baie de gheață, așa că o să fac o baie și zic, e exact ca și baia de gheață asta. Da, mi-e place, eu m-aș băga aici, că e și curată și rece, dar hai, în partea să vedem cum arată la... la lac. Bă, mine mă cântă foarte tare pe stajele astea, pe tură, munt, lac, se pare ceva... Uite-mă, acolo e și o gaură, vezi, de, de urs, de ce? Vezi acolo, în... Știi peșteră. Păi de-al loc, de-al depus. Pe mine, pe stajele astea mă... Mă încarcă cu energie pozitivă și mă vine dispus. Să te văd când urci pe acolo. Lasă tu urcat, mă face mai. Hai, dacă e normal. Zilul Robi că face recuperare realitizată. Robi, dacă vezi filmarea asta, mâine mă scutești de antrenament, că l-am făcut astăzi. Recuperarea asta o să fie victoria pe mine. Așa e? Foarte viața aia. Lacul ăsta e mai făcut băi de gheață, dar ăsta e mai înghețat decât gheața. Ce ți-am zis? Că nu. Dar zic că tot e o stare a minții. Vreo 3-4 minute, de cât am? Minute jumate, ești afară la tău. Cred că am vreo 2 minute, așa-i? Mai stau un minut. Am întrerupt un pic filmarea ca să facem un live pe TikTok, de câteva secunde. Mai am un minut, m-am ocupat. Mindset is the best. It's very power. Hai, ieși, că ești tu la stat. 4 minute. Ieși. Hai. Ha! Mă, oameni, fiți atenți ce se întâmplă. Easy. Am găsit o borsetă. Un telefon. Când să plecăm de aici, vezi, uite, fac eu o borsetă, deschide telefonul deschis aici. Acolo, da, nu? Era puțin de ia, vezi, semnal, să sunăm. Să vedem dacă e semnal, dar o să tocmai să sunăm. Coborâm, sunăm la... Trebuie să sunăm la ultimul număr care vorbim. Da, uite, dar nu ultimul număr. Baterie mare, nu se pune mult acum, ca să ține bateria. Și o să-și mă urez în telefonul meu, 2-3 numere, ca să nu casă să închidă sufletul. Cum ce mă apuiam la cine l-au pierdut? Da, cu siguranță. Tu ai sunat aici? Aveți sunat? Am eu. Am și eu. Ia sună, să vedem. Ia sună și să... Deci am sunat la ultimul număr care vorbim.
persoana cu telefonul acolo ăsta. Ziua, doamna Daniela. Da? Nu știu, ați vreo cunoștință de-a mea, v-ați pierdut un telefon prin munții de tezat. Da, fratele dumneavoastră? L-am găsit noi acum. L-am găsit eu acum. V-am găsit telefonul, era într-o borsetă neagră. Da, la Suștenia, da, exact. Da, unde sunteți dumneavoastră? Cum face ca să vi-l returnez? A, super, eu sunt din Hațeg. Perfect, atunci o să revină de seara cu un telefon când o să cobor din munți și ne auzim și stabilim când să ne întâlnim să vi-l returnez. Da, băi, probabil mâine, dacă sunteți, în ce perioadă sunteți disponibil? Păi, eu mâine sunt la serviciu, dar o să las la cineva și vă dau numărul și sunați. Bine, mulțumesc. Bine. Foarte mult. Stai să ne știți, mă bucur da, că l-am găsit. Auziți, l-ați pierdut sau l-ați uitat? Da, am ajuns că am obosit de acolo și mi-am dat jos toate catrafele. Când le-am luat, le-am luat numai o parte. Ne-am gândit, noi, da. Bine. Bine, domnule Emil. Bine. O să revin. O să... Bun, o să vă resune oricum de seară încă o dată. Bine, la revedere! La revedere! Ah. No, mă! Hai că aventura începe și tot mai palpitantă! Hai! Gata, s-a dus cel mai puțin! Eu că sunt... N-are formă bună! Uite, asta... Nu e așa mare, dar asta are formă mai bună! Nu, numai să dea Denisa, uite el acolo, ia-o! Lângă stânca! Ia uite! Da. Hai să dăm unul de la mare. Mamă, ce mere! Eu ce mere, eu ce mere! Tate! Mamă! S-a rupt în două aici, nebun. Eu că mai mere la jumătatea aia. Pune-l ăla până în palaj, pune-l la până. Haide! Eu! Marți! Ei, trebuie, dacă ar fi forma mea rotunită, ar merge până în apă. Dacă dăm altă de acolo, mai de sus. Mamă, ce-a dus ăsta.
Care erau șansele să vorbim astfel la mea de ploaie cu gheață și să ne prindem o ploaie cu gheață? Știi, să zice că dacă stai, vorbești despre ceva și telefonul pe tine, telefonul memorează și ți-apar după aia treburile despre ce ai vorbit. Acum, te-a memorat Dumnezeu că a vorbit de... Cum i-am cu prima tură pe retezat? Încântat. Chiar a fost o aventură. Nu a fost plictisitor deloc. Că n-am făcut și baie, am făcut gata, am făcut și sport. Vezi și telefonul la omul ăla. Am avut și vreme faină, și vreme oricum. Peisajul, marios de vis. Acolo mai vedem. Am făcut și vremea asta frumoasă. Doamne, ăsta să ajungem cu bine, că mai avem de coborâi, nu? Doamne, dă bine. Să cânt aia, că bate vântul în față, nu mai bate vântul. Nu, acum se auzea dacă bătea. Mă bate vântul în față, eu n-am niciun chef de viață. O fi inimă, ce mai lume o față. Unde-s prietenii mei, care chefuiam cu ei? O fi inimă, prieteni de doi de lei. Marță mult! Aia, arunca mult! Să-i dau! Bate! Oameni! Vânt și ploaie și a ieșit soarele pe strada noastră. Ne vedem ajunși de unde am plecat. Doamne, mulțumim că am ajuns la ploaie. Nu că ne dor picioarele. Că ea ne dor. Da, că mai mă cum brațul. Ia mă. Dar datorită ghidului nostru este prima care ne și filmează în acest moment. Am trecut de această aventură cu Brio. Până la următorul vlog. Vă pupăm și vă urăm toate cele bune. Bă, eu vreau de asta. Ia, Ancule. Ăla-i. Bă, n-ai cum. Eu, bă, stă așa de fericit. Tot ce-mi doream acum era o măr. Dar uitați-vă. Asta e soi diferit, ăsta, ba nu mă, și ăsta, uite, ăsta e soi diferit, astea bău de iepure, cele mai bune, e cel mai fain, zemos și gustos și la iubite mele. Mulțumesc. Pentru filmare de repede înapoi. Am glumit, la buzor, uite, de pot o bău de iepure și am și eu unul bău de iepure și ăsta, așa, ca să vedeți cât sunt la voi. Eu, mă, jandarmi, ei, auzi că mă fac să mă iau cu ei acum.